Salutare dragilor, bine v-am regăsit la un nou podcast, 28 iunie 2024 și astăzi vreau să discutăm despre disponibilitatea sexuală. Bărbații, în trecut, vedeau două, trei femei frumoase toată viața lor și cel mai probabil niciodată dezbrăcate. Femeile aveau ținute decente, erau politicoase, feminine și cu pielea deschisă la culoare și timide. Nu știu dacă știați asta, dar o femeie bronzată era asociată cu o femeie ușoară și ca job cu sclavia. Oamenii din înalta societate se fereau de soare și cu cât erai mai alb, cu atât erai considerat mai bogat pentru că nu trebuia să lucrezi pe câmp. Asta se întâmpla mai ales în vremea lui Napoleon, când oamenii se machiau excesiv cu pudră albă, inclusiv bărbații. Deci, femeile îmbrăcate indecent, bronzate, erau asociate cu femeile ușoare, ceea ce era mult mai puțin probabil să fie luate de nevastă. În acea perioadă, femeile nu prea aveau drept de muncă și nu puteau fi independente și de succes precum astăzi. Depindeau de căsătorie ca să-și asigure traiul decent și să crească copiii. Asta, în mod evident, venea și cu multă responsabilitate și presiune la pachet cu a performa ca bărbat, întrucât tu erai singura sursă de venit pentru toată familia. Femeile se ocupau în mare cu îngrijirea casei, gătitul mâncării și creșterea copiilor, care era full-time job, având în vedere că fiecare familie avea cel puțin 2 copii. Cum spuneam, bărbații în trecut ne dau 2-3 femei frumoase toată viața lor și cel mai probabil niciodată dezbrăcate. Câteva secole mai târziu, când a apărut Playboy, a fost o mare revelație și un succes financiar pentru publicație, pentru că bărbații puteau să vadă acest lucru. Astăzi, oriunde ești pe social media, este o influenceriță ce pozează la mare în bikini. Tipe care fac yoga în cine știe ce poziții, pe Instagram se reels, porn la câteva clicuri distanță, inclusiv pe un dispozitiv pe care îl poți cărea oriunde cu tine. Înainte de smartphones, nu puteai avea acces la internet decât pe o hardughie de calculator de 30 de kilograme și cu o conexiune la internet prin telefon, care înainte se numea dial-up, adică trebuia să suni la internet. Dacă vedeai niște poze, erai în al 9-lea cer. Videourile erau tranzacționate pe casete VHS. Azi totul este disponibil pe telefon în format video 4K Ultra HD. Pe lângă telefon mai sunt reclame provocatoare cu tipe care lingă cadele la metrou, deși fac reclamă la detergent. Tipe cu botox care stau cu gura deschisă și 90% dezbrăcate pe panouri de 15 metri pătrați să facă reclamă la cine știe ce casă de pariuri. Și nu numai, bănuiesc că știți și voi alte exemple similare. Bărbații și femeile în ziua de astăzi sunt independenți, fiecare își poate asigura jobul și traiul. Nu mai este necesară această asociere în căsătorie, ceea ce va duce la mai puține relații, întrucât dacă există un conflict în cuplu, tendința este mai mare de despărțire decât de rezolvarea conflictului. Pe vremuri se căuta rezolvarea conflictului, întrucât se punea mare preț pe virginitatea la femei, întrucât nu existau teste de verificare al cui este copilul. Odată ce femeia se căsătorea, se știa că nu mai este virgin. Dacă se despărțea, probabilitatea ca cineva să se căsătorească cu ea scădea dramatic. În acele vremuri, totul era condus de religie și lumea chiar credea în biserică. Deci, mai puține căsătorii, mai puține relații, mai puțin copii și asta va duce la o scădere în natalitate la nivel global, cum de altfel se și întâmplă. În Marea Britanie sau UK, din câte știu, este deja negativă natalitatea, ceea ce înseamnă că pensiile viitorilor bunici nu vor putea fi plătite. E nevoie de copii să plătească taxe la stat ca să existe un fond de pensii. Pe asta se bazează sistemul. Cultura socială navighează ușor-ușor de la căsătorie spre relații deschise, relații multiple, zero contracte, nuditate în advertising cât se poate, eventual și pe pachete de biscuiți, mesaje subliminale, cu tentă sexuală chiar și în animații, în special cele de la Disney. Legi în vest care permit copiilor să-și schimbe sexul, deși abia leagă două cuvinte,
olimpiade feminine sabotate de bărbați care și-au schimbat sexul. Probabil crezi că asta este o întreagă nebunie și lumea și-a pierdut mințile. Eu personal cred că lucrurile abia au început și va fi din ce în ce mai rău. Nu sunt pro sau contra la nimic din ce am spus în acest podcast, este doar o informare de unde am plecat și unde am ajuns. Acestea au fost gândurile mele de astăzi despre disponibilitatea sexuală, sper că v-a plăcut și că v-a dat de gândit. Puteți să vă lăsați părerea în comentarii. Până data viitoare, eu am fost Bujor Răzvan și vă mulțumesc că ați fost alături de mine.